Hei, gogoșici, bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims. Cu cele mai tari gogoșele numai la Day Gaming, așa că abonați-vă și activați neapărat clonțul piricelul pentru mai multe episoade nebune. Așa că, Yami, ce facem azi? Am angajat o bonă pentru că efectiv nu mai facem față. Exact, avem 4 copii. 4 copii. Vă închipuiți chestia asta? Vreți să mai facem alți? Nu, nu vreau să mai facem niciun alt copil. De ce nu? Nu mai pot, Flo, nu mai încăpem în casă. Adevărat. Practic mai încap 2 persoane. Ai dreptate. Îți dau dreptate de data asta. Stai să zicem la asta să plece. Știi cine e asta, proprietarea casei? Nu știu de ce tot vine. Pe bune? Uite, mi-a zis mama că ceva nebun se întâmplă. Hai să vin. Ia să vedem. Ia să vedem ce se întâmplă, Cico. După aia vreau să venim acasă și să ne ocupăm de decorațiunea casei. Perfect. Mm-hmm. Pentru că trebuie să vedem cum facem, pentru că nu avem loc cu toți copiii. Pentru că vine Crăciunul. Și camera. De fapt, nu, stai, că a trecut Revelionul. Aici deja Crăciunul e gata. Sunt Sims, deja e primăvară. Așa este. Hai să vedem ce se întâmplă atât de nebunesc. De m-a chemat mama aici. Ce s-a întâmplat? Ia. Ce? Ce? Un concert? Asta se întâmplă? Nu-mi zic că m-a invitat la concert. Oh, iar am căzut. Asta e chestia nebună? Da. Serios? O petrecere de dans. What? Am 4 copii acasă. Ce vrea să dansez? Dansează. Uite, ok, hai să dansăm. Fac un battle cu mama. Dă-i acolo să simtă și ea bine. Uuu, e cu fum. Uite, uite și tu ce, ce mamă bună sunt eu. În loc să stau cu copiii acasă, eu stau și dansez. Ești în club. Da, și așa. Mama e foarte bună, mamă. Are și ea copii acasă și ea stă prin club. Așa e, e deja bunică. Mm-hmm. Hai cu bunica la club. Cum ar fi? Tata, eu am crezut că voi se întâmplă ceva grav. Am crezut că atacă cineva, e iar hoț ceva. Da, de m-a chemat aici, la ruine. Asta e viața? O cred, cred că e suficient. Am dansat suficient, nu crezi? Și eu cred la fel. Mamă, dar ce... Uuu! Au dat și cu luminițe din dar alea, dar mie îmi place fumul de pe jos. Mm-hmm. Wow, dar și luminile sunt chiar foarte șmechere. Da, vezi? Da. Dar cred că e suficient. Vreau să mă duc acasă să am grijă de copii. Hai, gata, am plecat. Să vedem ce se mai întâmplă, doamne. Și doamne am venit, am petrecut și timp împreună. Așa este. E suficient. Stai, nu mai vorbi cu astea. O, oh, doamne, m-am apucat oh, să dansez. Ce dansez. Nu, nu, am intrat deja prea mult în rit. Da. Nu mai pot pleca. A, ce, po, ce, ce mișcări, ești nebun? Ok, hai că am plecat acasă. Mă duc să văd ce fac copiii mei și să le decorez camera. Îți place să decorez, nu-i așa? Da, chiar îmi place să decorez, dar acum va fi puțin mai greu pentru că stăm în chirie și nu prea avem să... spațiu, da, și la apartament e puțin mai greu, știi, la casă mai mărești casă, mai faci una alta, dar aici... Dar aici apartamentul nu poți să-l mărești? Nu, nu poți. Era interesant. N-ai cum, pentru că practic intri peste vecini, vezi? N-ai cum. A, da. Ab! Sau da? Vezi că merge? Nu, nu, doar am tras încolo, dar nu a mers. Da, nu, uite, doar am, doar am închis alea, ha? Da, dacă tragi de ăla încolo... Nu, nu merge. Ia. Yeah. Nu merge, am încercat. A, da? Da. Ok, hai să mergem sus și știi cum o să facem? Pentru că noi avem aici un dressing. Așa. Nu avem ce face cu el neapărat și... O să facem din baia asta camera copiilor și baia o facem aici, în dressing. Bine, bine gândit. Da, n-avem ce să facem. Dacă ne-a trebuit atâția copii... Eu ți-am propus să mai facem încă doi. Nu, mulțumesc. Facem o echipă de fotbal, îți dai seama? Da? Păi, da, cum? Hai să vedem dacă încape dușul aici, sper să încapă. Hai că încape... Și toaleta. Unde să pun eu toaleta? Și punem chiuveta asta aici fix pe geam? Mamă! Eu! Nu cred. Dar nu știu unde să pun geamul. Oare să-l pun... Stai, nu cred că merge să schimb geamul, nu? Nu merge.
Geamul rămâne acolo. Ups. Ok, poate pot să pun dușul la geam. Știi, faci duș și te vede toată lumea. Exact. Dar bine că n-avem pe nimeni în față. Da, oricum e mai blocul, suntem la ultimul etaj. Mhm, n-ai treabă. Am pus și un coș de gunoi, pun și un halat aici. Și un prosop, hârtie igienică nu ne trebuie. Pentru că avem toaletă din asta inteligentă, știi? O, e toaletă din aia care te spală? Da, da, da. Pe bune? Pe bune. Ok. Stai că nu vedem cum trebuie aici în baie. Oh. Scrieți în comentarii dacă ați mai văzut vreodată. Vezi că ai pus-o afară. N-am pus-o afară, am pus-o aici în baie. Am crezut că ai pus-o pe bloc. Nu. Scrieți în comentarii vorbești. Dacă aveți toalete inteligente. Și vorbești cu toaleta asta. Scrieți în comentarii dacă ați vorbit vreodată cu vreo toaletă. Ok, hai să... Covorul nu cred că încape. Sau va încape? Nu ai și pe afară, nu? Nu. Ha, e bine. Astea cad, așa, astea nu ni le mai permitem. Uh-huh. Nu mai avem atâta spațiu. Ok, banda, cred că o să o arunc și pe ea. Pentru că ocupă loc și nu vrem să ocupe loc. Categoric. Și hai să luminăm puțin casa asta, că mie mi se pare că e așa prea întunecată. Întunecată, păi dar chiar vreau să zic. Nu? De ce ți... Da. Că mă gândeam, băi, e întuneric afară, nu sunt aprinse luminile, sunt eu orb. De așa întunecat, e puțin cam creepy. Mm-hmm. Ia să vedem. Baia să o facem albastru? Nu, tot prea întunecată. Nu știu ce culoare să facem. Așa, uite. Cu griul ăsta, cu buline. Nu e rău, dar o să trească să punem și lumini. Da, trebuie. Dar toată casa trebuie. Da, văd. Ăștia ne iau o grămadă pe chirie și nici măcar nu... Exact. Nu ne dau lumini. Nu ne dă apă, nu ne dă de mâncare. Ok, hai să vedem în camera. Camera noastră, cum să o facem? Așa, cu tapetul ăsta. Deci îți dai seama cât investim noi într-o chirie? Da. Gogoșicile au zis să ne luăm casa noastră, dar n-avem bani. N-avem bani. N-avem bani, nu vrem să trișăm ca să punem iar parole cu bani. Mm-hmm. Trebuie să facem bani, să meargă Flo la muncă. Exact. Flo la muncă. Păi mă duc, dar unde sunt eu acum pe bune? Trimite-mă la muncă. La calculator. Păi trimite-mă la muncă. Păi trebuie când ai audiții. Auleu. Mm-hmm. Am pus așa. A, nu, vreau un baie ăsta alb. Perfect. Și trebuie lumine acum. Perfect. Îmi place ăla pe care l-ai pus pe jos în cameră la noi. Da? Da. Culoarea e faină. Hai cu lumina, să fie lumină, zic. Okay. E, altceva, hai, că prinde contur. Mm-hmm. Și în colțul celălalt, sau cum? Nu, oh, punem așa. Așa, da. Aia trebuie ceva mai puternic, așa. Așa, da. Și în baie una. Oh, poate de-aia tot cât de-ai tu, că nu vedeai podeaua și călcai strâmb. Da, e posibil, nu? Da. Dar așa afară am căzut. Am văzut. Nici afară nu e lumină și de-asta. Posibil. Hai că acum e altfel, arată altfel. Da, se vede. Ce-am făcut? Asta vroiam să distrug. Așa. Și să facem camera copilor. Avem una, dar mai trebuie. Stai că holul nu e iluminat cum trebuie. Ce să pun pe holul are? Aș vrea o din asta, așa. Că n-aș vrea să umplu pereții numai cu... Cu lumini. Lumini, da. Așa. Mai pun așa. Ai. Oh, dar era acolo. A, mai ies aici. Altă viață. Altă viață, vezi? Da, hai să vedem... Avem fete, avem și două fete, nu? Da. Ok. Trebuie să facem o cameră roz și una albastră. Hai să vedem. Cameruța roz și una albastră. Deci câte fete avem și câți băieți? Două fete, doi băieți. Două fete, doi băieți, da. Perfect, doi și doi. Măcar e ușor de reținut. Dar nu le mai cunosc numele, sincer. Adam.
Nu? Da, e copilul adoptat. Adoptat, apoi... am uitat. Nici eu nu mai știu. Nu mai țin minte. Nici eu nu mai știu. Trebuie să ne uităm. Da. Hai să vedem ce să ne fie rușine că am uitat numele copiilor. La cât sunt? Așa e. Ok. Aici vreau să sparg ușa, că e ușa fix din camera noastră și aș vrea să fie de pe hol. Vrei să facă legătura camera lor cu camera noastră? Nu, păi tocmai de asta am zis că vreau să pun altă ușă de pe hol. Ah, ok. O ușă. Hai că e ok asta. Mine, nu prea se potrivește cu cei prin casă, dar e ok. Gata. Avem o altă ușă acum. Perfect. Trebuie să le luăm pătuțul de jos și să-l punem sus. Asta o fi fata. Nu mi-arată cum o cheamă. Și unul aici, pentru că punem în camera băiatului doi copii. Perfect. Așa și așa. Perfect, nu? Da. Stai să fie mai îndepărtat. Și ce să le punem prin cameră? O veoză. Roz. Ceva de copii. Pătuți nu le punem încă, pentru că sunt prea mici. N-are rost, mai ținem să mai fie mici. Ce pătuți drăguți, dar nu cred că putem pune copilul aici. A, doar așa, ia uite. Chiar că. Arată fain. Da, de ce nu? Ia lasă-l acolo. Ia să vedem dacă putem să avem grijă de ei, dacă îi punem așa în pătuți din ăsta. Gen așa, știi? Ce fel arată? Nu? Da. Dar arată interesant. Măcar așa nu cad jos. Ok, ce să le mai punem noi în cameră? Jucării sau sunt prea mici? Da, sunt cam mici pentru jucării. Nici ceva hăin pentru hainele lor, un dulap. Cu ceva cărți, uite. Așa. Să le citim. Și ar trebui să punem și din ăsta de jucării. Pe aici. Abia aștept să ne mutăm la casa noastră, să le facem așa un loc de joacă fain. Da. În grădină, nu? Pe mine nu mă trimis la muncă. Păi sunt, editez acum casa, nu pot. A, da, corect. Uite, le-am pus și ceva de hăinuțe. Ce să le mai punem, ce să le mai punem? Nu avem multe variante. Nu prea avem multe variante, din păcate, pentru bebeluși. Bine, dar ajung atâtea. Ai pus dulăpiorul ăla. Să le pui un televizor? Televizor? Nu. Eu știu, poate vor să se uită la seriale turcești. Da, sigur. Uite, le-am mai pus un Mickey Mouse din ăsta. Foarte așa. Creepy. Aha, o jucărie. Așa. O, altceva, arată altfel. Începe să prindă viață. Ceva roz de fete avem. Așa. Și tot un din ăsta. Roz, roz, roz. N-avem roz? Doar ăsta. Dar e drăguț și ăsta. Mamă, cât de mare. Pare acum cameră de fetițe, nu? Da. Amândouă sunt fetițe acolo? Da, așa cred. Crezi? Sau cred. Nu știi. Cred. Ok. Presupun. Ne uităm și vedem. Uite, le pun și un tablou. Nu, că e prea de adult. Ba, uite că e ok. A venit și Bona. Deci avem Barbara aici și Charlie. Și avem aici pe Sara. Nu, le-am confundat. Eu ți-am zis că trebuie să ai grijă cu copiii, că tot. Dar bine, sunt toți tripleți. Mamă! Da, nu prea poți să-i cunoști. Gata, acum fiecare în camera lui cum trebuie. Mai bine. Perfect, am decorat și casa, avem camere și pentru copii, avem și camera noastră, acum să nu mai vină un alt copil, că nu mai avem loc. Acum trebuie să plătim chiria, ca să nu ne dea afară. Ia, dar de unde avem $7,000? Aha, am vândut astea din casă. Păi mă duc să plătesc chiria. Uai, nu te cred! Le-am vândut mobila și plătim chiria. Dar nu știam cum putem să facem, era mobila lor. Nici eu nu știam.
Nu contează, măcar putem să plătim chiria. Păi, practic, am luat mobila atunci, că știi, la început am dat vreo 9.000 și ceva de dolari. Ah. Dacă mai ți minte. Da, da, da. A, dar de ce nu pot plăti? De ce nu pot ce, plăti? Ce, nu merge? Nu știu. Ia la calculator. Hai să plătim chiria, doamnelor și domnilor. Ia să vedem. Nu merge nici la calculator. Cum să nu meargă? Dar unde o plătesc? Unde plătesc chiria, domne? Oare de aia a venit proprietarul atunci al noi ca să păi, îi dăm banii în față? Dar nu cred. Trebuie plătită de undeva. Ah. Nu știu. Da? Chiar nu știu unde să plătesc chiria. Ciudat. Înainte mi-apare aici, dar acum nu mai mi-apare. Poate încă nu trebuie plătită. Poate ai plătit-o. Nu, dar scrie minus 300 și ceva. Ah. De 3000 și ceva, pardon. Ciudat. Da, normal la o poștă mai puteam să mai plătim. Ia să vedem. Dacă mergem aici... Nu, doar informațiile. A! Ce scrie? Aha, nu putem plăti încă pentru că încă nu s-au emis, cică. A! Ok, mai avem de așteptat, dar proprietarul ăsta își vrea să plece, nu știu ce tu caută în casă. Aia e acolo, am crezut că a plecat. Nu, n-a plecat. Ieși bre afară! Ok, cam acesta a fost și episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați o mare gogoșică și noi ne revedem în următorul episod. Salutare!